Anul trecut pe vremea aceasta ne-am bucurat de o mică escapadă în Dubai pentru că ne doream de mult să ajungem acolo și să vedem cu ochii noștri despre ce este vorba. Veți vedea multe imagini cu noi purtând măști pentru că în perioada respectivă purtarea măștilor era încă obligatorie. Dubaiul este un oraș foarte frumos, cu clădiri impunătoare, infrastructură foarte bună și o istorie nu la fel de cunoscută, dar de care localnicii sunt foarte mândri. Dubaiul este unul dintre cele 7 emirate ale Emiratelor Arabe Unite, cel mai cunoscut și mai populat oraș al acestora. Deși zona a fost locuită în jurul anului 3000 înainte de Hristos, acest oraș a fost menționat într-o carte de geografie abia în anul 1095. Principala sursă de venit a localnicilor era exportul de perle și de pește, dar construiau și vase de navigație, aveau plantații de curmali sau, mai târziu, făceau comerț cu aur și petrol, ceea ce a și dus la dezvoltarea foarte rapidă a orașului. În zilele noastre, Dubaiul este un oraș cosmopolit în care trăiesc și lucrează oameni din foarte multe țări, cei mai numeroși fiind indienii, pakistanezii, dar și filipinezii. Atrage foarte mulți turiști anual, fiind vizitat de peste 10 milioane de persoane. Cel mai mare punct de atracție pentru turiști îl reprezintă Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume. Noi am urcat până la etajul 154 și vă putem spune că priveliștea te lasă fără răsuflare. Lângă Burj Khalifa găsim Mall Dubai, unde nu sunt doar magazine și restaurante, dar și un acvariu și o grădină zoologică subacvatică pe care trebuie neapărat să le vizitați. Veți descoperi o mulțime de specii de pești, dar și reptile, păsări, chiar și pinguini. Pentru că am nimerit în Dubai în perioada în care se organiza Dubai Expo, ne-am rezervat o zi și pentru a vizita această expoziție, care a fost de-ar dreptul wow. Fiecare țară și-a putut alege o clădire în care să-și expună lucrurile cu care se mândrește cel mai mult. Organizarea a fost minunată și ne-am bucurat de o zi în care am bătut la pas fiecare clădire și am văzut fiecare exponat. Credeți că în deșert nu putem avea grădini cu flori? Ei bine, v-ați înșelat! Miracle Garden este o grădină de-a dreptul spectaculoasă care se întinde pe 72.000 de metri pătrați și care are 150 de milioane de flori. Plantele sunt aranjate în tot felul de forme, cum ar fi animale, persoane, case, castele și nu numai. Este o minunăție pe care nu trebuie să o ratați. Pentru că în Dubai temperaturile sunt foarte ridicate pe timpul verii, plantele sunt ținute în viață prin irigare cu apă reciclată. Și pentru că am vorbit de deșert, nu puteam ajunge în Dubai fără să ne bucurăm de un safari în deșert. Recunosc că plimbarea printre dunele de nisip nu a fost cea mai plăcută pentru mine pentru că am rău de mișcare, dar m-am bucurat de frumusețea nisipului Arămiu. Seara am avut parte de un adevărat show cu acrobați și ne-am potolit foamea cu carne friptă la grătar și aperitive arabești. Vă mai aduceți aminte de Burj Al Arab? Sau de singurul hotel considerat ca având 7 stele? Ei bine, l-am văzut doar pe din afară pentru că nu se poate vizita decât dacă te cazezi acolo sau dacă îți faci rezervare la restaurantul lor. Comparându-l cu Burj Khalifa, nu mai pare atât de impresionant, însă este în continuare o clădire specială și foarte frumoasă. În Dubai se mănâncă bine, chiar foarte bine. Găsiți aici restaurante cu specific internațional și vă puteți bucura de tot felul de bucătării. Puteți alege dintre bucătăriile europene, asiatice, americane sau din Orientul Mijlociu. Fiindu-ne dor de Maroc, ne-am ales restaurante marocane, dar și italiene sau turcești.
prețurile nu sunt cu mult mai mari decât în România, iar porțiile sunt generoase. Bineînțeles că găsiți și lanțuri de fast food sau vă puteți cumpăra mâncare din supermarketuri. Pentru noi, Dubaiul rămâne o amintire plăcută, un oraș spectaculos pe care l-am descoperit dincolo de prejudecăți și care m-a fascinat pur și simplu. Dubaiul este un amestec de vechi și nou, este un amestec de oameni din toate colțurile lumii, un oraș viu, colorat, foarte sigur și foarte bine întreținut. Ne-am bucurat de această vacanță și cu siguranță vom reveni în Dubai.